Salutare și bun venit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Hyundai iX35 care nu are senzor de parcare, da? Nici față, nici spate. Ce vom face noi? Vom demonta bara față, da? Vom demonta bara spate și vom introduce niște senzori cu LUCOM, ceea ce înseamnă că vor fi prinși pe spatele, prin spatele bării, da? Vor fi foarte frumos încastrate și vor fi cu imagine ca și originale, da? Dacă observați, acum nu avem absolut niciun senzor de parcare, ele vin frumos negre, ca noroc, dar avem și pe culoare, ok? Hai să vedem cum arată senzorii și cum arată sistemul. Acesta este pachetul care trebuie să-l instalăm, da? Odată dată jos frumos bara, vom avea acești senzori care vin lipiți, da? Pe interior de bară, vom pune aici un adeziv frumos, da? Aici vom pune adezivul, vom executa gaura cu o freză specială, da? Care avem expres pentru aceste tipuri de pentru acest tip de senzori, ok? Așa, avem niște freze care să pentru care necesită prima dată de făcut o gaură și prin presare se va face gaura cea mai perfectă pentru tot sistemul. Da, aici avem inclusiv sistemele de bip, da, față spate, sunt sisteme inteligente care se activează inclusiv de la 10 la oră sau prin apăsarea pedalei de frână. Au totuși un sistem de asistență mult mai inteligent față de toate variantele acestea mai simple, deoarece au o sensibilitate mult accentuată. Vom reveni cu partea a doua când totul este montat și facem o probă față-spate să vedem ce înseamnă, așa zis, acționarea și sistemul cât este de competent pentru această mașină. Salutare și bun venit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Hyundai iX35. Ce am făcut aici? Am montat niște senzori inteligenți de parcare față-spate cu LUCOM, ceea ce înseamnă că s-a demontat bara, s-a făcut o găurire interioară și s-au introdus 8 senzori 4 față 4 spate care vor face exact aceeași senzație de parcare ca și cum am avea senzorii originale. Ok? Hai să vedem. Cam așa arată un senzor pus ulterior. Vreau să vă prezint că gaura nu are niciun fel de, așa zis, abatere, niciun fel de încrățire la găurire. Sunt foarte frumoși, foarte integrabili și foarte inteligenți. De ce zic inteligenți? Deoarece pot fi setați la ce distanță vrem să-i utilizăm, de la 45 de cm până la 60 de cm. Avem 3 tipuri de, așa zis, tonalități, mai light, mai agresiv sau foarte agresiv. Așa. Iar aici avem senzorii de pe partea cealaltă. Vreau să vă prezint tipul de găurire și cum arată ei integrați în bară. Vin exact ca și originali. Locația este, așa zis, exact cea dată de producător. Găurile sunt perfecte. Și asta este varianta frontală și să vedem și varianta dorsală. Dacă stăm și analizăm, nici nu îi putem, așa zis, deosebi că unde sunt montați, deoarece am încercat să fac cât mai discret tot ce înseamnă montajul lor, cât mai discret partea de găurire. Bun, aceasta este locația celui de dreapta, celui de centru. Mă voi apropia imediat să vedem cât de perfectă este, așa zis, gaura. Da? Aici avem unul, aici avem altul, acolo avem altul, iar aici avem iar altul. Da, hai să ne apropiem un pic să vedem în cel mai perfect mod, cam aproximativ, care este imaginea lor. Dacă observăm, este insesizabil. Ok? Deci acesta este unul. Acesta este următorul. Avem freze speciale foarte perfecte, care ne oferă niște găuriri fără nicio emoție de a greși, așa zis, cercul. Ok? Iar aici este al patrulea.
Dacă, de exemplu, vă uitați pe internet și căutați o mașină care are sistemul de senzori original, exact aceasta este locația lui și exact în același tip și sens este și el găurit. Acest senzor și față și spate pot fi setați exact cum am spus, atât timpul de acțiune, cât și distanța și cât și gălăgia, deci cât de tare să vă avertizeze sonor. Hai să vedem varianta din cabină, cum se manifestă senzorii de parcare. Prima acționare, mai ales a senzorului de față, se face prin apăsarea pedalei de frână. Odată apăsată, da, se auto-activează fața. Marșalierul se activează în varianta când voi introduce maneta în poziția de mers înapoi. Ok? După câte auziți, spatele s-a și activat. Ok? Avem în spate inclusiv cameră de marșalier, care ne ajută și ea în modul ei, sau avem varianta fără cameră. Hai să vedem, să ne apropiem de un obstacol în față și avem un obstacol în spate, după câte ați văzut, pe varianta de cameră de marșalier. Ok? Introducem maneta în poziția de mers în față și ne apropiem de obstacolul frontal. Ok? Avem variantă să fim avertizați de sistemul de senzori la 60 de centimetri sau avem la 45 până în 50 de centimetri. Ok? Acum voi forța un pic fața, da? Să mă duc cu ea, nu agresiv. Ceea ce este bine de știut la senzorii de parcare, numai un pic, să fiu atent și la filmare, da? Ok. Ceea ce este bine, foarte bine de știut pentru senzorii de parcare, ca să nu agresăm forțat mersul în varianta când avem soluția aceea de apropiere. Ok? Acum obstacolul este simțit în față, nu se mai activează senzorii până nu voi apăsa iară pedala de frână. După cât te observați, dacă apăs pedala de frână, atunci se autoactivează, da? Ca să nu fie tot deranjabil. Se poate seta undeva la 8 sau 20 de secunde. Noi am menționat așa că 8 secunde, eu zic că este de ajuns. Hai să vedem în prima fază fața cum este de apropiată și având în vedere că mașina nu stă dreaptă, ci stă câș, da? Avem o distanță rezonabilă pentru senzorii de parcare ca să fie activi, ok? Și acum să vedem varianta de spate, unde avem această distanță, ok? Să vedem care va fi distanța permisă de senzorii de parcare. În foarte multe clipuri v-am prezentat camera de spate de marșalier, care este mult mai ajutătoare ca și senzorii, dar este cine optează și pentru senzori de spate. Odată apăsată frâna, s-a autoactivat inclusiv fața, deoarece îmi sesizează așa zis obstacolul de frontal. Dacă mă îndepărtez după cele 8 secunde și neapăsând pe frână, nu se mai activează fața. Acum mă duc foarte ușor în spate, da? Observăm. Bun, mă duc. Așa. Și acum voi ieși să vedeți aproximativ care este, așa zis, soluția de spate cu senzor de parcare. Cu cameră, într-adevăr, că pot parca mult mai agresiv, dar și în varianta când nu doriți o cameră de marșalier, cam această distanță este mod de siguranță, ceea ce vă avertizează. Ok? Cu toate acestea spuse, asemenea proiecte, asemenea realizări, le puteți obține prin intermediul nostru www.soundidentity.ro, pe YouTube Sound Identity, pe Facebook Sound Identity Hifi Oradea. Vă mulțumesc, la revedere!